Doamne, ce vreme trăim! Ce zile frumoase! Ce provocare extraordinară în jurul nostru! Ce luptă! Ce efervescență între bine și rău! Ce soi de ceață se așează peste ochii multor oameni la nivel social, în așa fel încât parcă renaște Babilonul de altădată, deși Dumnezeu spune că Babilonul a căzut. Conflictul acesta între căderea Babilonului și ridicarea Babilonului parcă ne dă peste cap, ne răstoarne oarecum orientarea noastră în timp. Unde suntem? A căzut sau n-a căzut? Nu vreau să merg pe ideea aceasta, vreau doar să citesc un text cu dumneavoastră. Auziți? Estera, capitolul 4, 13 și 14. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Vreau din tot sufletul să luați textul altfel. Citiți așa. Mardoheu a trimis următorul răspuns bisericii din Loma Linda. Da? Și acum citiți-l. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăce acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudeii. Și tu și casa tatălui tău nu veți avea niciun loc și niciun rost în această vestire, deci veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ați ajuns voi aici. De asemenea, cei ce ne urmăresc online, vă rog să luați versetul acesta sau răspunsul acesta al lui Mardoheu și să-l aplicați la dumneavoastră. Acolo unde sunteți. Pentru că acolo unde este poporul lui Dumnezeu, versetul și textul acesta este extrem de important. Frații mei, pentru o vreme ca aceasta, aș vrea să definim vremea la care făcea referire Mardoheu și aș vrea să definim oarecum implicit vremea pe care o trăim noi astăzi. Să știți că este foarte important să știi ce vreme trăiești, pentru că vremea nu se referă doar la timp, vremea se referă la oamenii care formează vremea respectivă. Adică, hai să dau un exemplu. Sunt războaie în jurul nostru? Sunt? Bun. Ce fel de vreme trăim? Sigur că da, cineva ar putea să spună vremea războaielor. Dar dincolo de orice război sunt niște oameni. Știți când începe o ceartă între doi indivizi? Când începe o ceartă? Când cei doi au încercat să negocieze suficient de mult și ajung la concluzia că nu se poate negocia. Și soluția nu se poate rezolva prin negociere și atunci trec la forță. Și atunci problema respectivă se rezolvă prin forță. Acum vă rog să observați dumneavoastră ce fel de oameni avem. Oamenii care se ceartă, ce fel de oameni sunt? Ajungem la concluzia că sunt oameni care nu pot negocia, sunt oameni care nu pot ierta, sunt oameni care nu renunță cu nimic la ei înșiși și în final sunt oameni care sunt violenți și doresc să-și rezolve problemele prin violență. Dar atunci când avem de-a face cu un război, ce fel de oameni avem? Vedeți, războiul nu vorbește despre politică, războiul nu vorbește despre probleme, războiul vorbește despre oameni. Ce fel de oameni avem? De ce se ceartă în Europa niște oameni că noi am crezut că niciodată nu se vor mai certa în Europa? E vorba că au apărut probleme noi? Nu, problemele astea erau din anii de după cel al doilea război mondial. A fost tensiuni între Rusia, a fost tensiuni între Europa, a fost tensiuni între Statele Unite ale Americii. Tot timpul au fost tensiuni de felul acesta. De ce acum au izbucnit? Pentru că s-au schimbat oamenii, nu problemele. Pentru că s-au schimbat oamenii, calitatea oamenilor diferă. Oamenii respectiv acum nu mai au capacitatea să negocieze, nu mai au capacitatea să ierte, nu mai au capacitatea să fie bun, nu mai au înțelepciunea să-și rezolve problemele emoționale, nu mai au. Și din cauza asta au trecut la forță.
Deci în momentul în care spunem pentru o vreme ca aceasta, ne referim de fapt și la un anume tip de om. Am putea spune, pentru tipul ăsta de om ești chemat tu. Să ai de-a face cu tipul acesta de oameni. Și dacă vreți, mergeți în Timotei și veți găsi starea oamenilor din vremele din urmă și dați-mi voie să vă întreb. Suntem pregătiți să avem de face cu oameni care în ultima generație de istorie se împietrez din ce în ce mai mult? Suntem dispuși sau nu? Haideți puțin să analizăm ce se întâmpla atunci când Mardoheu zice pentru o vreme ca aceasta. Cu aproape 70 de ani înainte, dumneavoastră știți lucrul ăsta. Peregrinii care fuseseră goniți de acasă, scriseseră un psalm. Vă aduceți aminte ce psalm au scris? Ce psalm au scris? 137. Este psalmul acela care a, cum să spun, a inspirat muzică frumoasă, corul robilor evrei. Auziți, pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Rezumați versetul ăsta la un cuvânt. Plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Cum ați mai putea zice? Un cuvânt. Dor. Mulțumesc. Dor. Oamenilor răstorale era dor de Sion. Plecaseră de acolo. Li se frângea sufletul după Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele. Ce vă sugerează ideea aceasta? Dacă ați vedea o vioară într-un pom. Ce vă sugerează? Cineva spune depresie, mulțumesc. Ce vă mai sugerează? Abandon. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări, asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, păi nu v-am adus noi într-o țară mai bună decât țara voastră? Și răspunsul era? Care era răspunsul? Da sau nu? El ziceau, nu, nu e o țară mai bună. Wow! Cum să cântăm noi cântările Domnului? De ce nu era țara bună? De ce Babilonul nu era o țară bună? Spuneți-mi. Curaj! Pentru că nu era Domnul acolo. Oricât de bună ar fi țara, oricât de mult aur, argint, case și mașini ai, dacă nu-i Domnul acolo, țara nu e bună. Cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin, adică unde nu e Domnul? Cum se poate lucrul acesta? Asta era preocuparea generației aceleia. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea, destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, să rămân mut, zice aici, să rămân handicapat. Dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, ce temă frumoasă! Vedeți generația asta de oameni, generația asta cu sufletul frânt. Vreau să vă întreb, erau credincioși sau nu? Erau credincioși sau nu? Și atunci de ce îi trimisese Domnul în robie? Foarte ciudat. Îi trimisese în robie din cauza necredinței și neascultării lor. Și acum când plecau de pe teritoriul acesta al Domnului, dintr-o dată vorbesc de faptul că le este dor, că le doare, îi doare sufletul și așa mai departe. Înțelegeți cumva această situație foarte complicată. Vorbește de un popor care, în timp ce nu ascultă de Dumnezeu, totuși s-a obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este silit să-i trezească și să spună, ok,
Dacă voi nu mă ascultați, înseamnă că nu vă place nici prezența mea și duce de acolo într-o țară unde nu mai este prezența lui Dumnezeu. Și când sunt singuri, se trezesc dintr-o dată și spune: unde-i Dumnezeu? Că nu mai putem nici măcar cânta. Nu mai putem nici măcar cânta. Se întâmpla asta la un moment dat. Vreți să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Ezra, capitolul 1, cu versetul 3? După 70 de ani, mai mult de 70 de ani, Cir dă un decret. Și în decretul respectiv Cir spune așa: este cineva? Cine dintre voi este din poporul lui Dumnezeu? După 70 de ani. Câți mai erau? Câți mai erau? Vreau să vă întreb. Puteți să vă imaginați cum vorbea noua generație? Cum vorbea noua generație? Că după 70 de ani e o generație nouă. Generația veche plânsese de dor după Ierusalim. Generația nouă, când li se spune: ia aici cineva din poporul lui Dumnezeu, generația nouă ridică din numeri și zice: nu știu cine mai e din poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum vorbea noua generație despre vechea generație? Că părinții le spuneau: dar nouă ne era dor de Ierusalim. Cum răspunde noua generație care ridică din numeri? Cum răspunde? Poftiți? Pe vremea voastră. Pe vremea voastră așa era. Vă era dor că nu cunoșteați altceva mai bun. Dar noi avem case în Babilon. Noi avem bani în bancă în Babilon. Noi am cunoscut civilizația Babilonului, care este mult mai mare și mult mai puternică decât Ierusalim. Ierusalimul e o nimica toată. Religia părinților mei este rudimentară. Ierusalimul este rudimentar. Stați să vă vorbesc eu acum despre noua perspectivă religioasă care am găsit-o aici. Civilizație, confort, lux, putere. Corect? Și poporul Israel își însușește această perspectivă. Vă aduceți aminte de Rabșache? În Isaia 36. Rabșache asediază Ierusalimul, este general asirian și vine și spune: nu vă luați după Ezechia. Ezechia vă înșală. Ce spunea Ezechia, apropo? Evenimentele sunt foarte apropiate, le pun împreună pentru a defini o idee, o anume stare de lucruri. Ce spunea Ezechia? Ezechia spunea: Domnul e cu noi, Domnul ne va salva, Domnul nu va lăsa ca Ierusalimul să cadă pe mâinile asirienilor. Bun. Poporul se uita la Ezechia, asculta cuvintele lui și aștepta o minune. Domne, numai o minune ne salvează din cei 180.000, probabil mai mult decât atât, 200.000 de soldați asirieni care înconjurau Ierusalimul. Că 180.000 au murit. O mai fi și rămas vreo 20.000 care au plecat acasă. Da? Și Rabșache vine și spune: sunteți naivi. Voi credeți că Dumnezeu vine așa cu minuni și vă salvează din mâna mea. Supuneți-vă mie că, uite, armata mea, și pentru război e nevoie de iscusință și de putere, spune el la un moment dat, și de armată, dacă faci război. Nu merge așa cu minuni. Și el spune: uite, faceți pace cu mine și o să vă duc unde? Nu știu dacă ați reținut ce le spune. Vă voi duce într-o țară cu grâne, cu pâine, frumoasă, nemaipomenită. Vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Fraților, dacă asta e definiția lumii pe care noi o căutăm, să știți că o vom găsi în foarte multe țări de pe pământul ăsta. În foarte multe țări, în foarte multe locuri. Curge lapte și miere acolo, curge pâine în partea cealaltă și acolo. Dar să fie foarte limpede. Din punct de vedere al generației numărul 1, nu există nicio țară dacă Dumnezeu nu e acolo. Nu există niciun bine dacă Dumnezeu nu e acolo.
Nu există niciun viitor dacă Dumnezeu nu e acolo. Dacă vine Rabșache și spune te voi duce și îți voi da un Mercedes și așa mai departe și o să ai serviciu și așa, etc., întreabă-l pe Rabșache, e Dumnezeu acolo? Întreabă-l. Și dacă Dumnezeul meu nu merge acolo, ai încredere în Ezechia care spune o să te salveze. Lasă că e Dumnezeu cu tine. Mai bine Dumnezeu cu tine decât orice țară. Peste 70 de ani există chemarea asta. Cine face parte din poporul lui Dumnezeu? Asta este vremea despre care vorbește Mardoheu aici. Asta este vremea. Marea luptă este lupta între o țară mai bună pe pământul acesta și o țară de dincolo, care nu e din lumea asta. Asta este esența marii lupte. Asta este esența marii lupte din viața mea și din viața ta. O țară de aici cu grâne, unde curge lapte și miere, și o țară de dincolo. Evrei, capitolul 11, vorbește despre Avraam care a plecat din Babilon. La vremea lui a plecat din Babilon. Și a vrut să demonstreze lumii întregi că el este străin și călător. A adoptat o viață nomadă pentru a fi clar o demonstrație a faptului că el nu-și găsește laptele și mierea pe pământul ăsta. Nu e. Că el nu poate cânta o cântare sfântă pe pământul ăsta. Că el va cânta întotdeauna cântările Sionului numai acolo unde Dumnezeu îl duce și unde l-a dus Dumnezeu a cântat. Cu alte cuvinte, Ierusalimul dărâmat e mai bun decât Babilonul în picioare. Ruinele Ierusalimului sunt mai frumoase decât turnul Babel. Sunt mai frumoase decât grădinile suspendate ale Semiramidei. Ăsta este sensul vremii respective. Și oamenii aceștia trebuiau să nădăjduiască împotriva oricărei nădejdi. Logica lor trebuia să fie alta, să uimească lumea, lumea să-i numească pe acești oameni nebuni, pentru că ei vorbesc despre înțelepciunea lumii ca fiind nebunie. Cum să pleci tu din Babilon, din umbra ziguratului acelui imens, acelui zgârie nori antic, cu câte etaje? Da? Cu câte etaje? Să pleci din umbra lui și să arăți tuturor oamenilor că tu nu ești din lumea asta. Cine are curajul să facă asta? Reîntoarcerea poporului Dumnezeu este o dilemă. Este o luptă între dor și între abandon. Generația dinainte era o generație plină de dor, generația aceasta era o generație care abandonase totul și care zic, rămânem în Babilon. Ei bine, pentru o vreme ca asta Dumnezeu te-a chemat la împărăție. Pentru o vreme ca asta Dumnezeu te-a pus aici. O vreme în care toată lumea abandonează visul, abandonează țara respectivă. Toată lumea se prinde cu toate mâinile de Babilon, are mâinile până la cot, în bani, în acțiuni, în probleme. În vremea asta, când poporul lui Dumnezeu uită și abandonează, când nu mai simte dorul, într-o vreme ca asta, Dumnezeu zice, te-am chemat pe tine. Vreau să te întreb, ești diferit? Ești diferit? Are Dumnezeu pe cine să se bazeze? 2. Personaje. Cartea Esterei are câteva personaje foarte interesante și dați-mi voie, nu voi vorbi despre acțiunea din Cartea Esterei. Vă rog să o citiți dumneavoastră, luați-vă timp acasă să o frunzăriți. Aș vrea să fac o analiză a oamenilor din cartea aceasta. Oamenii. Primul personaj, Haman.
Haman. Este produsul harului ieftin. Fiți atenți ce am zis. Voi încerca să justific. Haman este produsul harului ieftin. Vreau să vă pun o întrebare. Ce este mai grav? Iertarea unui criminal sau pedepsirea unui nevinovat? Pedepsirea unui nevinovat. Mai grav decât iertarea unui criminal, așa e? Așa gândim astăzi. Știți că Dumnezeu vorbește în mod special judecătorilor lui Israel și le spune, nu cumva să cătați la fața omului și nu cumva să iertați un criminal. Nu cumva să faceți lucrul ăsta. Fraților, criminalul poate să fie iertat până la judecată. Până când nu e dovedit că e criminal. Până acolo poate să fie iertat, poate să fie îngăduit și așa mai departe. Când însă, în momentul judecății, este demonstrat clar, fără dovadă de îndoială, că este criminal, că a comis crimă și că este vinovat de sânge și așa mai departe, din momentul acela, e o problemă, nu mai e cale de întoarcere. Oare de ce? Bine, sigur că da, dumneavoastră vă gândiți acum, da, Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Da? Dumnezeu ne-a iertat pe noi prin judecată. Judecata aceea de îndreptățire, de veniți totuși să ne judecăm. Haideți să vă pun față în față cu un alt caz. Tot Dumnezeu este Cel ce gestionează lucrurile aici. 1 Regi 20 cu 42. Prorocul a zis împăratului, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, ce se întâmplă? Viața ta va răspunde pentru viața lui. Poporul tău pentru poporul lui. Punct. Ciudat, nu-i așa? Uitați-vă. De lucrurile astea am mai discutat. Aș vrea doar să le trecem în revistă puțin. Ben-Hadad, versetul 30, ultima parte. Fugise din cetate și umbla din odaie în odaie. Fugise din cetate. Versetul 31. Slujitorii s-au dus la el și au zis, știi, împărații lui Israel sunt niște împărați miloși. Ei le au pe astea cu harul. Nu vrei tu să profităm de lucrul ăsta? Pe cum să profităm? Uite, să ne încingem coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, să ieșim la împăratul Israel? Cred că îl vom convinge și ne va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor, funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. Vreau să vă întreb, ce poate fi mai frumos decât asta? Îl iubiți pe Ahab? Măcar 2 secunde, îl iubiți? Vă rog frumos, observați, lucrurile astea se întâmplă în timpul lui Ahab. Ce fel de rege este Ahab? Slab și și demodat, da. Da. Slab, revoltat împotriva lui Dumnezeu și păcătos. Unul dintre cei mai răi regi. Și vă rog să observați, unul dintre cei mai răi regi pare foarte bun, milos, extraordinar. Știți ce se va întâmpla? Deci, el îi spune, Ben-Hadad este fratele meu, dați o foaie mai departe, vă rog frumos. Și în capitolul 22, cu versetul 31, împăratul Siriei, cine era împăratul Siriei? Ben-Hadad, ăsta care scapă cu viață. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui. Să nu vă luptați nici cu mici, nici cu mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Păi ce-i cu el că te-a lăsat cu viață? Ce ai cu el? De unde vrăjmășia asta teribilă? Nu mă interesează nimic altceva. Ucideți împăratul lui Israel. Cine spune asta? Fratele. Fratele. Nu vreau să iau apărarea lui Dumnezeu. Nici nu știu
tot ce are Dumnezeu în vedere. Problema mea este următoarea. A avut dreptate Dumnezeu când i-a zis nimicește-l. A avut dreptate. Dacă, și textul spune, fii atent, dacă nu l-ai nimicit tu, ce se va întâmpla? Te va nimici el pe tine. E clar. Nu Dumnezeu vine și e rău aici. Dumnezeu îți spune doar cum merg lucrurile. Dumnezeu spune care e realitatea. Scape un criminal, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla dacă lași liber un criminal? Sigur că da. Isaia 26:10. E un text, vă rog eu frumos, subliniați-l cât puteți. Dacă ierți pe cel rău, dacă ierți pe cel rău, nu învață neprihănirea prin iertare, ci se dădă la rău în țara în care domnește neprihănirea. Asta e rezultatul iertării. Dar vă rog să fiți atenți, un lucru aici, Scriptura este foarte clară. Dacă ierți pe cine? Pe cel rău. Dacă ierți pe un rău pocăit, cum e? Aici asta, cuvântul ăsta lipsește. Dacă e rău, dar dacă s-a pocăit, mai e rău. Ai șanse. Nu mai e rău. Dar dacă răul este nepocăit, dacă e criminal și nu s-a pocăit și tu îi dai drumul, nu faci altceva decât înleznești activitatea unui criminal. Ce fel de criminal? În serie. Tu nu faci altceva decât îi dai posibilitatea să comită crimele lui în continuare. Îl transformi într-un criminal din greșeală în criminal în serie. Îl califici pentru așa ceva. Ești complice. Mulțumesc. Haman are un astfel de, are o astfel de istorie în spate. Știți? Pe vremea lui Saul, Dumnezeu a dat o poruncă și a zis să nimiciți pe Amalec complet. De ce oare? De ce oare? Mulțumesc, era un caz fără speranță. Cum era un caz fără speranță? Filip Yancey vorbește despre faptul următor. Creștinismul a învățat iertarea. Că de-aia zice împărații lui Israel sunt miloși. Pentru că lecția fundamentală a creștinismului este ca să ierți. În păgânism însă nu există iertare. În păgânism este legea aceasta a cauzei și a efectului, a consecinței. Și asta poate să dureze la infinit. Legea karmei, vorbeam aseară cu tinerii, legea karmei are un efect peste 6.800.000 de vieți. Știți ce înseamnă asta? Legea karmei. O faptă rea care o fac acum, faptul că eu sunt rău, va putea să fie anulată numai peste 6.000.000 de cicluri. Și un ciclu e o viață. Deci, dânsii cred în reîncarnare, cred că un om moare acum, este vinovat, bun, și pentru că este vinovat, legea karmei îl condamnă la o altă viață și la o altă viață și la o altă viață până când își spășește toate problemele de aici și se poate merge până la 6.800.000 de... Ce e asta? Vă spun eu, e iad. În păgânism nu se învață iertarea, se învață iadul. Dacă asta este în mintea unui om care nu se pocăiește, peste sute de ani, omul acela își va aduce aminte că are o problemă cu tine. Peste sute de ani, Haman, Agagitul, se ridică și vrea să se răzbune pe poporul Israel datorită unui conflict care avusese loc cu sute de ani în urmă. Haman nu cunoaște iertarea. Haman nu cunoaște pacea și liniștea. Asta este condamnarea teribilă a unui om care nu știe să ierte.
condamnarea teribilă a unui om care nu poate ierta. Ăsta e Haman. Un păcătos cruțat. Un păcătos nepocăit. Care nu trăiește decât pentru așa ceva. Scurt de tot, cine este Ra? Ăsta este Haman, care rămâne așa, este păcătosul nepocăit care rămâne în această postură. Cine este Estera? Mă ajutați? În primul rând, este una dintre cele mai fragile ființe. Copii, amândoi părinții muriseră. Unde? Când? Poftiți? A rămas orfană de tânără. A fost crescută de Mardoheu. Nu se știe de unde e posibil ca părinții ei să fi murit, posibil într-un atac armat, poate chiar și când au fost luați în robie. În orice caz, vreau să vă întreb, viața ei cât de tragică poate fi? E fragilă. Din punct de vedere al psihologiei, ea n-are niciun motiv să devină o personalitate foarte puternică, pentru că psihologia spune, ești determinat de ceea ce s-a întâmplat în copilărie. Păi în copilărie ei muriseră părinții. Sub ochii ei nu se știe. I-a văzut, nu i-a văzut. A asistat la scenele alea de violență, nu știu. Este cert însă că Mardoheu a luat-o de suflet. Cu alte cuvinte, i s-a lipit sufletul de fata asta. Și a crescut. Estera este răspunsul providenței. Dacă mergem la jumătatea vieții lui Estera, ce ați putea spune despre ea? Este o fată fericită sau nefericită? Nu la finalul vieții, la jumătate. În adolescență. În adolescență. Îi muriseră părinții. E adevărat că Mardoheu avea grijă de ea. Dar vreau să vă întreb, trecând peste trauma respectivă, e fericită sau nefericită? Vedeți, noi credem că e nefericită. Așa învățăm, așa ne cunoaștem pe noi. Proiectăm imaginea noastră asupra ei și zicem, eu aș fi nefericit dacă aș trece prin asta. Deci înseamnă că și ea e nefericită. Numim asta proiecție. Era nefericită? Nu știu. Știți ce știu? Știu un lucru. Când ajunge în criză, din nou, fata asta nu se sparge. Fata asta nu zice, aoleu, iar am fost nefericită în copilărie, uite acum unde am ajuns. Nu. Zice un lucru tare frumos. Îi zice lui Mardoheu, strânge pe toți iudeii din capitala Susa și rugați-vă și postiți. Mă lasă fără aer. Rugați-vă și postiți. De unde știe ea treaba asta? De unde are reflexul ăsta să se ascundă în rugăciune și în post? De unde? Asta este soluția ei. Este soluția care a ajutat-o să treacă prin traumele, prin nenorocirea prin care a trecut. Postul și rugăciunea. Vă întreb, este o fată fragilă? Teoretic, da. Mă uimește când spune voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Puternică sau slabă? Nu prin ea însăși, vă spun sincer. Nu prin ea însăși. Postul, rugăciunea, Duhul Sfânt, Dumnezeu, schimbă un om. Dacă vreți să fiți puternici, luați secretul Esterei. Și personalitatea dumneavoastră, indiferent cum s-a derulat până acum, care au fost problemele, va deveni puternică, clară și Dumnezeu vă va conduce exact acolo unde trebuie să fiți. Și acolo unde are El nevoie de dumneavoastră. Pentru mine, Estera este produsul providenței. Dacă Haman este produsul harului ieftin, și anume iertarea unui criminal care nu se pocăiește și rămâne mai departe criminal, asta este Haman, Estera este produsul providenței lui Dumnezeu. Și vă rog să observați, providența lui Dumnezeu nu se vede decât la sfârșit, nu la început. La început nu se vede. Aoleu, mi-au murit părinții, e greu, uite că dau dintr-una într-alta. Așa se vede. La sfârșit, când Estera se uită înapoi,
Abia atunci se vede providența. Aveți răbdare cu Dumnezeu, nu vă grăbiți. Nu-i cereți lui Dumnezeu să rezolve lucrurile acum și în momentul ăsta. Aveți răbdare, puneți-vă în mâna lui, așteptați sfârșitul căii și la sfârșitul căii veți vedea mâna lui. Dacă sunteți cumva vreunul dintre dumneavoastră la mijloc, în încercare, în probleme, nu vă grăbiți să abandonați. Stați credincioși. Providența lui Dumnezeu e la lucru. Încredeți-vă în mâna lui. Veți vedea lucrurile puțin mai târziu, la final, în victorie. Punctul numărul 3, personajul 3, Mardoheu. Și cu asta mă voi apropia de încheiere. Mardoheu. Cine e Mardoheu? Deci, Haman este un păcătos nepocăit iertat. Estera este produsul providenței lui Dumnezeu. Mardoheu cine e? Mulțumesc. Un om care iubește. A luat-o de suflet. Știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut un text care apare și am fost tentat întotdeauna să trec foarte ușor peste el. Textul care spune că după ce au luat-o pe Estera și au dus-o la împărat, Mardoheu în fiecare zi se ducea la poartă să vadă ce se întâmplă cu Estera. Și dintr-o dată văd o inimă care se îngrijorează, care este extrem de preocupată, să văd ce se întâmplă cu fata mea. În fiecare zi nu putea să stea acasă. N-a trecut o zi să sară peste. În fiecare zi acolo, ce se întâmplă cu Estera? Ce știi despre ea? Ce mănâncă? Ce se îmbracă? Cum se poartă? Nu știu. Dacă ar fi foarte multe fete aici. Da, vă întreb și așa. V-ar place un astfel de părinte? Știu că la anumită vârstă tinerii zic, știi ce, mamă? Știi ce, tată? Ea nu mă mai duce la școală tu. Că mi-e rușine. Vreau să mă duc singur. Lasă-mă singur. Îmi place tatăl ăsta. Îmi place creștinul care are grijă în fiecare zi de copii, de familie, de biserică. În fiecare zi e acolo. Personalitatea asta mi se pare extraordinar. Într-o lume atât de delicată, să apară un om care să gândească, să se poarte așa, asta este complet revelație. Cine dintre noi face treaba asta? Vreau să te întreb. Cât de mult ai grijă de biserică? Cât de mult ai grijă de fratele tău, de sora ta, care l-ai luat de suflet? Iertați-mă, nu vorbesc de copiii tăi, că ăia s-ai tăi, dar ăia care i-ai luat de suflet, cu care te-a pus Dumnezeu să fii frate și soră, cum ai grijă de el în fiecare zi? Asta e problema. Într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu are nevoie de oamenii ăștia. Și vreau să vă spun încă ceva care îmi place foarte mult. Pe lângă faptul că are grijă, pe lângă faptul că iubește, îmi place momentul în care se duce la fata lui, care e atât de fragilă încât în fiecare zi stă și întreabă ce ai îmbrăcat, cum ai mâncat, să nu cumva să fi răcit și așa mai departe. Se duce la ea și îi spune, auzi, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Cum vi se pare discursul ăsta? Omul care a fost foarte atent cu fetița, dintr-o dată schimbă tonul și spune, asta mi-arată că nu-i pentru prima dată când vorbise în felul ăsta. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul va veni din altă parte, dar tu îți vei rata misiunea. Vreau să vă întreb, cum ați numi intervenția asta lui Mardoheu pe lângă Estera? Cum o numiți? Eu am căutat și am găsit un cuvânt aici. Vreau să știu cum ați numi-o dumneavoastră. Autoritate, mulțumesc. Dar nu-și manifestă numai autoritatea. El îi vorbește ei ca să gândească, nu spune, ascultă de mine. Îi spune, ia gândește-te tu. Cum o numiți? Poftim? Credință, mulțumesc. Să vă spun cuvântul care l-am folosit eu.
responsabilizare. O face responsabilă. O ajută să gândească. O pune în context. Îi arată ce câștigă și ce pierde. Și spune, tocmai pentru ziua aceasta ai fost chemată. Și dacă nu câștigi în momentul acesta, vei pierde. O pune față în față cu pierderile, cu câștigul. O responsabilizează. O face să-și dea seama de clipa respectivă și de cât de importantă este poziția ei. Îi spune că e mai importantă decât poziția lui. Știți că Mardoheu își riscă viața la un moment dat prin faptul că nu se închină. Dar el îi spune, eu îmi risc viața, nu-i nicio problemă, dar tu ești într-o postură mai sensibilă decât a mea. Responsabilitatea ta este mai mare. Frații mei, a responsabiliza copiii, a responsabiliza biserica, a mă responsabiliza pe mine, este unul dintre lucrurile cele mai importante pentru ziua de astăzi sau pentru vremea care o trăim azi. Marea majoritate dintre noi am pierdut această responsabilizare. Noi nu ne mai considerăm responsabili. Noi trăim ca oricare altcineva. În momentul în care se aude această chemare, cine este din poporul lui Dumnezeu și o ridic din numeri, să știți că mi-am pierdut responsabilitatea și sunt irresponsabil. Eu nu mai răspund la chemarea pe care mi-o dă Dumnezeu. Eu nu mai răspund la această misiune care pune Dumnezeu înaintea mea. Eu ridic din numeri și... atât. Mă amestec cu pleava. Mă amestec cu nimeni. Pentru că mi-am pierdut responsabilitatea. Fraților, este o vreme extraordinară. Dumnezeu are nevoie de oameni profetici. Dumnezeu are nevoie de oameni responsabilizați. Are nevoie de noi 100%. Are nevoie de oameni care să colaboreze cu el. De fiecare dată când Estera dă un ospăț, ea nu face altceva decât colaborează cu Dumnezeu. Ea nu stă cu mâinile încrucișate să zică, până la urmă, las că va lucra Dumnezeu. Nu! Ea dă ospățul, ea gândește, ea acțiune, dar în fiecare moment ea este împreună cu Dumnezeu. Ea a postit și s-a rugat. Colaborați cu Dumnezeu. Învățați să umblați cu Dumnezeu. Este cel mai frumos lucru. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Estera a umblat cu Dumnezeu. A colaborat cu Dumnezeu. Pentru vremea aceasta, noi trebuie să învățăm să umblăm cu Dumnezeu neapărat. Mardoheu la poartă. Stă Mardoheu la poartă. Doamne, dar nu putea să plece de acolo. Scurt. Nu putea să plece. Păi și atunci de ce stai acolo? De ce stai acolo ca un ghimp în ochi? Că dacă plecai de acolo, scăpai și tu și poporul tău. Cel mai simplu lucru este să pleci de la poartă. De ce a rămas la poartă? Vreau să vă întreb, era încăpățânat? Vreau să vă întreb, căuta cu lumânarea problemele? De ce a stat acolo? Aduceți-vă aminte, se ducea acolo ca să se intereseze de Estera. Unii comentează și faptul că probabil că avea o slujbă deosebită acolo. Nu știu. Posibil. Trec de la asta repede de tot. Va veni o vreme când poporul lui Dumnezeu va fi ca un Mardoheu la poartă. De ce? Pentru că Dumnezeu îi va pune acolo. Nu ei. În momentul în care se vorbește în Apocalipsa 14 despre cei trei îngeri care merg prin mijlocul cerului și în momentul în care poporul lui Dumnezeu se identifică cu asta, noi așteptăm un moment în care vom fi unde? În vizorul întregii lumi, pentru că toată lumea se va uita acolo. Toată lumea se va uita la tine și la mine, toată lumea se va uita la poporul lui Dumnezeu. Vei fugi? Vei pleca? Vei încerca să nu fii în ochii lumii? Păi Dumnezeu te va pune în ochii lumii. Spune, poporul lui Dumnezeu este ca o cetate pe un munte. Dați-mi voie să citesc din Mărturii, volumul 5, pagina 546. Poporul nostru a fost considerat prea neînsemnat pentru a fi vrednic de a fi luat în seamă. Nu gândim noi așa? Dom'le, miliardele lumii acestea se împiedică de cine? De o mână de creștini care se zic adventiști de ziua a șaptea. Să fim serios, suntem nimeni. Așa este? Din punct de vedere numeric, suntem nimeni. Nu reprezentăm nu știu cine știe ce.
Poporul nostru a fost considerat prea neînsemnat pentru a fi vrednic de a fi luat în seamă, dar o schimbare trebuie să aibă loc. Te va pune Dumnezeu la poartă. Nu te vei duce tu. Te va pune Dumnezeu la poartă. Vreau să te întreb doar dacă ești gata pentru asta. Dacă ești pregătit pentru asta. Dacă îl vei aduce pe Dumnezeu cu tine la poartă. Lumea creștină acționează astfel încât, în mod necesar, va aduce în atenție poporul care respectă poruncile lui Dumnezeu. Vă rog să observați. Lăsați-l pe Albert. Uitați-vă la mine. Deci, aici spune, lumea se mișcă în așa fel încât va pune în prim plan poporul lui Dumnezeu. Lumea va transforma poporul lui Dumnezeu într-un fel de Mardoheu. Lumea, istoria, planul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, dacă ești acolo, dacă ești gata. Doamne, ajută-ne! Decretul de moarte de aici, din cartea aceasta, se aseamănă foarte mult cu ultima parte a istoriei și vreau să vă spun că este irevocabil. Împărăția medo-persană despre care vorbim aici avea pretenția că este infailibilă, că ea nu greșește. Din cauza aceasta, legile pe care le dădeau ei n-aveau voie să greșească. N-aveau voie să greșească. În sistemul lor legal trebuiau să fie perfecți. Din cauza asta, nici măcar împăratul nu putea să-și ia cuvântul înapoi. Vă aduceți aminte groapa cu lei? Păi împăratul stătea, plângea la groapa cu lei și nu putea să dea o poruncă să-l scoată pe Daniel din groapa cu lei. Din ce cauză? Pentru că dăduse înainte o poruncă să-l arunce în groapa cu lei. Și nu putea să spună împăratul, am greșit. N-avea voie. Pentru că sistemul medo-persan era un sistem perfect. Cel puțin așa se prezenta. Vreau să vă mai aduc, să vă mai întreb. Cunoașteți vreo instituție astăzi care se consideră infailibilă? Cel puțin din punct de vedere teoretic și al învățăturilor ei. Ăsta este riscul infailibilității. În momentul în care se dă decretul de moarte, au pornit scrisorile, au fost semnate cu sigilul împăratului, nu se mai putea face nimic, absolut nimic. Evreii erau condamnați la moarte. Împăratul n-a putut să zică, trimiteți înapoi, să se aducă înapoi scrisorile, haideți că le iau pe toate aici și le pac pe foc. Nu putea să facă treaba asta, pentru că ar fi însemnat că greșește. Ori el n-avea voie să greșească, nu putea să greșească. Singurul lucru care l-a putut face este să mai dea un decret și să zică, apărați-vă. Lumea aceasta va da un decret împotriva poporului Dumnezeu. Și nu, istoria nu se va mai putea întoarce înapoi. Sub nicio formă. Datorită filozofiei acestei lumi, datorită mersului ei, datorită perspectivei ei. Un singur lucru se va putea face, ca în perioada aceea, să se ridice apărătorul poporului lui Dumnezeu. Este singurul lucru. Aici suntem, dragii mei. O vreme ca aceasta are nevoie de un popor extraordinar și vreau să vă spun că Dumnezeu nu doar ne responsabilizează, dar pune înaintea noastră o perspectivă extrem de frumoasă. Ne tratează ca fiind Estera. Ne tratează ca fiind Mardoheu. De parcă ar fi Daniel. Așa ne tratează. Și ne spune, mai presus de oricine, voi face din voi îngerii care vor merge prin mijlocul cerului. Vă dați seama? Asta e vremea în care trăim. Întrebarea mea este, Doamne, eu pe unde sunt? Îmi arăt și mie unde sunt eu, pe unde zbor eu? Că zburăm fiecare între ale noastre. Ne zboară gândurile într-o parte, într-alta. Zburăm noi, obiceiurile și așa mai departe, grijile. Zburăm în toate părțile. Prin mijlocul cerului, când o să zburăm? Când ne va preocupa demersul acesta, în așa fel încât toate celelalte să nu conteze? Ce fel de personalitate ne formăm în momentul acesta? Ce carte se va scrie în dreptul meu și în dreptul tău? Se va numi în zilele lui Estera? Cum se va numi? Știți cum se termină toată această istorie? După ce s-a întâmplat lucrul acesta, la câțiva ani după, Ezra va reuși să organizeze un alt exod.
oameni care vor pleca din Babilon încă o dată. Se va întoarce cu ei la Ierusalim. Pentru ca Ierusalimul să fie refăcut din punct de vedere al funcționalității lui. Ezra s-a întors înapoi datorită experienței avute în vremea lui Estera. În anul al șaptelea lui Artaxerxes, urmașul lui Xerxes cel Mare, Ezra conduce un nou exod la Ierusalim. Frații mei, ne așteaptă exodul. Dumnezeu ne va chema să facă cerul să fim sătui de Babilon. Amin. Scump al Domnului Iisus Hristos, suntem aici să-ți predăm ființa noastră, personalitățile noastre, ca oameni și ca popor al tău. Formează-ne în așa fel încât să răspundem și să fim răspunsul pentru vremea pe care o trăim. Ai nevoie de oameni, Doamne, știm lucrul acesta. Ai scris-o în Scriptură atunci când ai spus, caut un om. Ca în dimineața aceasta, fiecare dintre cei ce suntem aici, să spunem, iată-mă, trimite-mă. Fă, Doamne, să ne găsim locul nostru pe bolta cerului, în mijlocul ei, astfel încât toată lumea să înțeleagă frumusețea Evangheliei tale. Fă ca chipul tău să fie strălucitor pus asupra fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să fim ca o cetate așezată pe un munte, ca o fălclie care nu este sub obroc, ci este dezvelită ca să lumineze în toată casa. Ajută-ne, Doamne, ca această minune a iluminării să poată să se întâmple cu fiecare dintre noi care suntem aici. Folosește-ne, binecuvintează-ne, rămâi cu noi și ajută-ne să grăbim venirea Ta. În numele Domnului Iisus. Amin.